Județul nostru s-a confruntat în acest weekend cu mai multe avertizări de cod galben, însă dacă în alte regiuni a fost prăpăd, în Prahova s-au semnalat doar câteva incidente, niciunul major. Nu au fost evenimente deosebite pe teritoriul județului, au căzut trei copaci, dintre care unul pe o casă la Breaza, dar fără să creeze probleme sau disconfort cetățenilor. Ceilalți doi copaci au fost îndepărtați într-un timp foarte scurt, aproximativ 10 minute, cu o ușoară restricționare a circulației. A mai fost o intervenție a pompierilor la un bec inundat în Ploiești și comunele Dumbrava și Filipești au fost pentru aproximativ o oră private de energie electrică parțial. O cale de rulare a tramvailor a fost și ea afectată sâmbătă. Pompierii spun însă că avaria a fost produsă de o defecțiune tehnică, fără să aibă vreo legătură cu condițiile meteo.